Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Se împart permise false de conducere în țara asta pe capete. Când zic permise false, mă refer la permise date pe nașpa. Ele sunt false, adică alea care sunt date în urma unor examene falsificate sau unele date reînnoite, deși nu se fac verificările medicale sau se fac pe nașpa. Sunt permise pe nașpa. Și te mai mir că e traficul cum e. Procurorii, știrea e asta, procurorii au dispus reținerea mai multor medici și a șefei unei clinici care era specializată pe eliberarea de fișe medicale false pentru cei care trebuiau să-și prelungească permisele, dar aveau probleme de sănătate și probabil că mai eliberau și pe bune. Acum să organizezi o astfel de clinică, eu cred că ar trebui să facem și noi. Practic găsești o clădire cu multe birouri goale, avem și noi peste drum. Poți să faci știi câte clinici poți să faci aici în Pipera? Da, în platforme industriale în care nu mai există activitate economică, ce nu s-a demolat să devină blocuri. Mergem la Laminor, că acolo înțeleg că spații multe. Da. Și faci la Laminor, spațiu mare, acolo nefolosit, și pui cubicule de-astea. Și acolo pui câte un medic, el nu face consultații, nu se fac analize, nu ți ia sânge, nu... O pune parafa. Da, numai oftalmologul te pune să citești, oftalmologul, cred că e, numai oculistul, te pune să citești acolo și în rest îți pune niște întrebări, bifează la revedere. Consumabilele sunt doar pixul și hârtia. Atât. Și, desigur, utilitățile. Și tu ai organizat toată treaba, te ocupi, încasezi banii, plătești utilitățile mai departe. Deci, afacerea asta avea dimensiuni industriale. Asta este uluitor. Anchetatorii susțin că medicii implicați semnau și parafau în alb acasă la ei și câte 5-600 de fișe medicale odată. Livrau în gro, cum ar veni, cash and carry. Dai banul și după aceea toată afacerea era pe șpagă. Când medicii nu aveau timp, se ocupau trei doamne, care nici măcar nu erau cadre medicale. Pentru că nu trebuie să fii cadru medical ca să aplici parafa. Trebuie să-ți meargă mâna. Trebuie să fii medic ca să primești parafa, dar după aceea trebuie doar să ai dexteritatea să nimerești hârtia când pui ștampila. Eu cred că cele trei doamne, nu știu, speculație, nu. E posibil ca cele trei doamne să fi lucrat la Poșta Română pe vremuri, la ghișeu. Mai ții minte cum le mergea mâna? Da, și erau niște doamne care se pricepeau, trebuiau puse două ștampile. La bancă erau. Era o ștampilă cu data și o ștampilă pe care scria încasat sau plătit, știi? Și puneau ștampila între degete așa și făceau da. Știi? Exact. Totul se întâmpla, evident, fără să fie consultat sau măcar văzuți beneficiarii. De la ei se colecta doar șpaga, începând cu portarul. Portarul era primul care strângea bani, el făcea triajul. Sunt înregistrate diverse convorbiri cu solicitanți care întreabă cât e șpaga. Și portarul, după ce îi cântărește, le zice o sumă. 200 pentru tine, de exemplu. Se uită la el cum e îmbrăcat, că e ca la piață. Îl vede mai bine îmbrăcat, mai ridică. Îl vede mai sărman, mai scade. Afacerea asta merge atât de bine, încât șefa clinicii ajunsese să se laude cu portofoliu de clienți. Ca orice agenție serioasă, știi, avea influenceri pe care îi folosise. Ea susținea că aranjase cu certificate medicale în orb și doi foști miniștri de interne, dar și pe Ilie Năstase. Asta este afirmația ei. Presa a aflat numele unuia dintre foștii demnitari, despre care făcea vorbire patroana clinicii, Carmen Dan. O mai țineți minte? Fosta secretară a lui Liviu Dragnea, pusă de domnul Dragnea, ministru de interne, doamna cu priza cu microfoane. Doamna Carmen Dan a recunoscut că a fost la clinica respectivă, unde s-a întâlnit cu șefa, dar spune că n-a comis nimic ilegal. La rândul lui, Ilie Năstase a spus că el are carnet de conducere, citesc, de 100 de ani. Și de aceea n-ar fi nevoie să schimbe permisul, zice domnul Năstase. A fost o declarație pentru ProTV. Acum ură să-i dăm noi vestea, dar domnul Năstase, vedeți că mai trebuie renoit carnetul ăsta. Adică, chiar dacă nu știți dumneavoastră, el trebuie renoit. Poate că v-o fi ajutat cineva și nu știți, cu niște fișe, mă gândesc. Dar Năstase era foarte serios. El nu are nevoie să fie renoit, pentru că nu are nevoie să renoiască, pentru că l-are de multă vreme. Tocmai pentru că l-ai de multă vreme, mai trebuie renoit. La buletin, știe el ceva, la buletin cred că l-are de la ultimul, ca să zic. Procurorii mai susțin că medicii implicați în afacerea asta erau plătiți cu câte 10.000 de lei să facă falsurile, iar femeile care ștampilau când ei n-aveau timp, luau câte 5.000 de lei. Muncă necalificată, 5 miuțe. Dincolo de asta, aș vrea să observăm lipsa de măsură
a acestor escroși. Că aici voiam să ajung, până aici a fost știrea și niște comentarii. Sigur, dacă vor fi dovediți, altfel trebuie să fie dovediți în instanță. Deoarece, chiar dacă tot ilegal e, una e să dai o adeverință falsă pe nașpa la un moment dat, alta e să-și tampilezi în alt câte 5-600 de astfel de adeverințe deodată, să servească cu are nevoie și dă o șpagă mai frumoșică și să subcontractezi serviciul de ștampilare la niște doamne care asta fac, pun ștampila și e de neînțeles și lăcomia șefei clinicii. Cum spuneam, în fond, asta e o piață sigură, deci nu are o problemă de clienți, e o piață sigură. Trebuie reînnoite permisele. Potrivit legii, la un anumit interval trebuie reînnoite permisele. Asta presupune o anumită procedură prin care mulți dintre noi am trecut deja. Trebuie să te duci la cabinet, să treci prin mai multe cabinete. Nu trebuie, dacă ești patronul unei astfel de clinici, decât să ai spațiu, să te ocupi, să fie lumină, căldură, aer condiționat și să organizezi fluxul pacienților. Adică ăla să știe că trebuie să treacă de la cabinetul 1, 2, 3, 4, să ia toate ștampilele respective. Și după aceea să plătești, să încasezi banii, să plătești salariile, utilitățile și salariile medicilor. Nu e, e un business plan foarte simplu, nu e nimic complicat aici. Și mă întreb, ce rost are să te expui pușcăriei când afacerea e atât de clară și atât de sigură? Da, și așteptăm continuare. Apropo, echipa de procurori care face ancheta e aceeași care a prins rețeaua aia de fraudare a înmatriculărilor de mașini de la Registrul Auto Român Grivița. Nu știu dacă mai țineți minte, am vorbit despre asta. Era acolo un fals director, da, RAR, care organiza totul. Era unul care nu fusese niciodată angajat la Registrul Auto Român. Toată lumea știa că e director acolo. De avea, nu chiar și, da, avea și birou în curtea Registrului Auto Român la Grivița. Deci oamenii par să știe meserie, procurorii, zic. Felicitări. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.